În primul semestru al anului școlar 2012-2013, în școlile hunedorene au avut loc 463 de cazuri de violență. Dintre acestea, cele mai multe sunt cele de violență verbală, prea puține fiind, la nivelul județului nostru, cele de violență fizică. Cele mai multe cazuri, raportate la numărul total de elevi, au avut loc în școlile din Uricani. Potrivit unui raport făcut de angajații Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, cele mai multe cazuri de violență sunt comise de băieți și se petrec în școlile din orașe. În cazul fenomenului de violență în mediul școlar, între elev și elev se înregistrează violență fizică ușoară, fără arme, vătămări corporale ușoare și pe locul al doilea ar fi acte de violență verbală, jigniri. Iar în cazul violenței între elev și cadru didactic, pe primul loc se află violența verbală. Cu toate acestea, din raport reiese că pe primul semestru al acestui an școlar, pe raza județului Hunedoara a avut loc și o tentativă de suicid, două cazuri de intimidare și hărțuire sexuală între elevi, două de șantaj și șase de violență fizică gravă. În relațiile elev-cadru didactic s-au înregistrat circa 100 de cazuri de violență. Ca să prevină astfel de fapte, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean și cei ai Centrului de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara au luat și măsuri. Măsura cea mai folosită de unitățile școlare a fost mustrarea în fața clasei sau a Consiliului Profesoral, însoțită de scăderea notei la purtare, toate aceste măsuri fiind dublate și de consiliere psihologică. Avem și elevi care au recidivat? Deci majoritatea elevilor sunt implicați într-un singur act de violență, 70% dintre cazurile înregistrate în semestrul întâi. Cei mai puțini recidivează, maxim a fost de 6 ori, e vorba de 2 elevi. Unitățile școlare din județ sunt păzite de angajați ai firmelor private de pază, dar un ochi atent asupra activităților elevilor aruncă și jandarmii și polițiștii locali. Jandarmii acționează la 35 de instituții de învățământ preuniversitar din județ, asigură măsuri de ordine publică pe străzile adiacente acestor instituții. Pe timpul misiunilor noastre, jandarmii au constatat 5 fapte de natură contravențională. Acestea au constat în pătrunderea fără temei legale în spațiile aparținând instituțiilor de învățământ, dar am avut și cazul în care am sancționat un elev care a pulverizat o substanță lacrimogenă, fără însă a vătăma vreo persoană. Aproape 80 de jandarmi patrulează zilnic pe străzile adiacente unităților școlare din județ. De la începutul anului și până acum, jandarmii au avut 14 intervenții la școlile din județ pentru a aplana anumite conflicte.